Deschid pe întuneric, soldați cu arme, patru și activiști din sat cu care am împărțit taratul. Îmi zic că-s vinovat că am lucrat la primărie în sat și am participat câțiva ani într-o alt țării sfat. 7 minute am aruncat și am reușit în sac și botele, făină, jumătate de colac. Până la gară în bălță, remor ca unui gaz. Stăm înțepeniți, nici o leacă de răgaz. La gară lume multe, plânsă chinuite, care nu ascultă, prinsă scuduite, dar care au încercat să întrebe așa pe fond. Să se revolte monoton ca și pachița lui Ion. O luat-o de cordon, târâtând după vagonul. Pușcătură, două, trei și miros de carbon. Vagonul nu pornește și-o trecut vreo 10 ore. În îndușală iulie, căldurile majore. Și pute așa de tare, iesă ochii din orbite. Băi, cu trenul este ca atare să transporte jite. Eu mă țin în mâini, dar și să li zic la copii. Teodora, Coana în brață, Mihăiță în chirostrii. O porni și trenul, panica abia înșepe. Unde pentru și nimeni nu preșepe. Poate patru, ne mănâncă grijele, dar mai ales stomacul. Am împărțit de mult cu toții, am mâncat colacul. Și făina asta ar prinde mult, dar și o leac de apă. Alții mai aveau aici și murături. La stații rupeau verzături prin crăpături. Torbe, legături, berge, mere, uscături, japu. Dacă mai era măcar puțină apă, o mai trecut o noapte, s-o tras zăvoarele. O stație, pădure, curgeau izvoarele. Beiam, cu noi luam pentru zile următoare. Foloseam și botele ca un fel de căldare. Dar o mamă cu copchii de peste două sate. Cât suntem în stații, o încercat că poate. Reușește să le fiarbă într-o oală fără toarte. Făină de popușoi, măcar pe jumătate. Era aproape fiartă, copiii nerăbdători. O șuierat soldatul, unul din superiori. O strigat ca să urcăm în vagoane imediat. Popasul încheiat și vasul dărâmat. Taiga întunecoasă, reșe imensă, udă mlăștenoasă. Țânțari ca scorpionul mari, sute mii. Rende mușcături, dar ne omoară de vii. Cu briceagul am tăiet o gaură în podea. Pentru nevoi de organism că nu se mai putea. De la putoare și mizere, hainele murdare, trunchi. Toate capurile din vagon pline de păduchi. Ne-au mai hârnit odată, spontan pe înserate. Iarăși fără apă și protezărate. Eram vreo sute de oameni în vagon din diferite sate. Unii vomitau și toți cu buzele crăpate. Trenul mai opre uneori lângă pădure. Unii bolnavi bătrâni n-au putut să îndure. Foame, chimba, jocuri și trupurile lor inerte. Simplu aruncate și Dumnezeu să ierte. E 21 iulie, anul 49. Apă în sfârșit, a început să plouă. Vieru, Ilie și Teodora cu trei copii. Mergem în Siberia cu alții 10 de mii.